Salutare! Bine ați revenit la Anatomia Gustului. Astăzi vorbim despre echilibrul mâncare-mișcare. Alături de mine este Cătălin Stănciulescu. Bună, Cătălin! Bună, Alexandra! Ai specializări și de o parte și de cealaltă, o să te rog pe tine să le numești. Specializările academice importante ar fi cea pe nutriție și siguranță alimentară, la Carol Davila, și reeducare și recuperare motrică și somatofuncțională, recuperare și reeducare motrică și somatofuncțională la Facultatea de Kinetoterapie. În afară de astea, bineînțeles, am finisat cunoștințele făcând diverse cursuri online în principiu. Gata, oamenii care ne privesc s-au hotărât și de mâine vor face prima schimbare spre îmbunătățirea modului în care se hrănesc. Care ar trebui să fie aceasta? Aș miza pe gătitul acasă. Uh-huh. Deci aș începe prin a mânca acasă, aș începe să evit să mănânc acasă ce gătesc acasă, nu ce comand online. Uh-huh. Deci aș evita comandatul online. Ingredientele folosite în comenzile online nu sunt de cea mai bună calitate, din păcate. E complicat să-ți alcătuiești un meniu coerent, un meniu optim comandând online și de foarte multe ori și accesând diverse restaurante din perimetrul în care te afli. Mi se pare complicat. În București cel puțin știu 2 sau 3 astfel de locuri unde aș putea servi masa cu încredere sau... Totuși. Sunt absolut convins că tu știi mai multe. E domeniul tău. Există servicii care îți furnizează mese cu un număr de calorii și o densitate nutritivă stabilită pentru fiecare masă cu stări și le primești dimineața la ușă. Ok, aici intrăm într-un subiect delicat legat de utilitatea aceste analize nutriționale. Știi că, de exemplu, etichetele alimentelor pe care le găsești pe rafturi sunt cu până la 20, poate chiar mai mult, la sută inexacte, relativ la conținutul nutrienților, relativ la cantitatea de energie. Deci, cumva, sunt sceptic în ceea ce privește aceste calcule. Evident, aici e discuție nuanțată, pentru că dacă folosești aceeași unitate de măsură în calcularea nutrienților, adică, să spunem, cu marja de eroare despre care vorbeam, la un moment dat te prinzi cum ar trebui să ajustezi cantitatea așa încât să se încadreze scopurilor tale. Prima schimbare, gătim acasă. Începem cu o masă, dacă n-am făcut asta deloc până acum, începem prin a găti o masă acasă și ne propunem să ajungem la mânca cât de mult se poate acasă, gătit de noi. Asta e ideea? Uh-huh. Așa îi spune. Să tindem spre un echilibru alimentar asupra căruia avem control total. Da. Aici intrăm în discuția echilibrului alimentar. Asta e următoarea întrebare. Care este, ce, da, e discuție ce interesantă. Că, da. Cum, e, cum, de, cum ai defini acest echilibru alimentar? În nutriție eu nu aș despărți, de fapt, în orice, dacă vrei, dar în nutriție nu aș, sau în sport, nu aș despărți fiziologia de psihologie. Echilibrul nutrițional presupune echilibrul... echilibrul alimentar presupune echilibrul nutrițional, echilibrul nutrienților, într-o oarecare măsură, și echilibrul emoțional, într-o măsură cel puțin la fel de mare, dacă nu mai mare. Dezvoltă, te rog. Deci, în principiu, oamenii ar trebui să știe, în primul rând, ce e o calorie. O calorie este unitatea de energie care măsoară, unitatea de măsură care măsoară energia din mâncare. În principiu,
cantitatea de energie de care e nevoie să ridici temperatura unui gram de apă. De la, nu știu, 14,5 la 15,5 grade. Dacă vorbim despre proteine sau proteină, dacă vorbim despre carbohidrați sau grăsimi, fiecare dintre acești macronutrienți are o cale diferită de producerea energiei, pe scurt. Care energie înseamnă ATP, adenozin trifosfat, care este fundamental moneda de schimb a corpului, ca să spun așa. Adică este tipul de energie pe care corpul nostru îl folosește. Deci spuneam că fiecare dintre macronutrienții ăștia are căi diferite și metabolizarea lor presupune în principiu un consum energetic diferit. Asta ce înseamnă? Că proteina îți asigură cel mai mare nivel de sățietate și are rol de rol în construcția corpului, în recuperarea corpului, rol enzimatic, imunitar, hormonal. Deci practic corpul nostru e alcătuit și funcționează cu ajutorul proteinei. Deci este un nutrient, e un macronutrient cu care nu m-aș juca foarte mult în ceea ce privește echilibrul nutrienților. Evident, există diverse marje și aici, o discuție nuanțată legată de proteină, dar în principiu nu m-aș juca cu ea foarte mult, aș lăsa-o destul de nemodificat așa. M-aș juca cu carbohidrații și grăsimile, în funcție de preferințe. Carbohidrați și grăsimi. Ce înseamnă asta? Adică ce înseamnă nu m-aș juca, nu m-aș umpla la proteină și m-aș juca în zona de carbohidrați și grăsimi? Cum arată o farfurie de genul acesta? Simplist. Aș alcătui o farfurie din care jumătate ar fi reprezentată de proteină. Aici e iar o discuție dacă am limitări nutriționale. Adică, nu știu, sunt vegan sau prefer să evit proteina animală. Uh-huh. În cazul ăsta, discuția devine din nou nuanțată, dar de dragul simplificării, aș păstra jumătate din farfurie cu proteină, în principiu carne, sub orice formă, și cealaltă jumătate cu legume, fructe, poate ceva cereale, orez, cartof, adică feculente, tuberculi. Emoțional e foarte important pentru că nu există aderență la un stil de viață fără motivație intrinsecă, fără plăcere, în principiu. Voința e o resursă limitată, ca idee, adică îmi propun ca de astăzi să fac o oră de sport în fiecare zi și să mănânc, nu știu, pui cu broccoli și cu orez. Când eu eram sedentar și preferam două felii de tort pe zi. Și atât. Așa. Nu e nimic rău în a mânca o felie sau două felii de tort, poate nu într-o zi, dar nu e nimic rău în asta. Însă să fac modificări atât de dramatice ar putea să fie o problemă. Și ar putea să-mi provoace voința. Adică să fie nevoie să fiu stoic să fac treaba asta. Nu pot face asta pe termen lung și atunci va trebui să fac ceva, să introduc elemente care să îmi producă plăcere. Asta din perspectiva aderenței, dar și din perspectiva felului în care corpul nostru folosește diversi nutrienți. Sunt studii interesante relativ la
felul în care corpul nostru folosește diversi nutrienți, de exemplu colesterolul. Nu voi intra foarte mult în detalii legate de biochimie, dar felul în care ne simțim în momentul în care mâncăm determină cât de bună poate fi o substanță pe care o ingerăm. Deci e important să păstrăm satisfacția culinară în tot acest mix. De fapt, e un element central, din câte înțeleg, în menținerea echilibrului pe termen lung. Da. Din toate punctele de vedere echilibru. Asta ar fi o altă perspectivă legată de felul în care corpul nostru folosește nutrienții dependent de starea pe care o avem. Un alt aspect interesant la care ai putea să te gândești este că mâncarea e ca un drog în principiu. Rar ori mâncăm că ne e foame. De multe ori mâncăm că suntem stresați sau mâncăm de plictiseală. Adică elemente emoționale. Putem să încercăm să ne structurăm așa cumva și să ne educăm să înlocuim, să spunem, obiceiul de a mânca de plictiseală cu altceva. Dacă ești într-o zonă de restricție, te gândești foarte mult la asta. Dacă ești într-o zonă de exces, te gândești foarte mult la asta. Uh-huh. Nu? Și să cumva să reușești să te poziționezi la mijloc. Uh-huh. Dar știi că, uite, de multe ori oamenii asociază echilibrul alimentar așa cu o lipsă de satisfacție și dezechilibrul cu un răsfăț general. E oare așa? Din punct de vedere al satisfacției, al plăcerii gustului. Dacă oamenii fac asta, da, e așa. Mulți oameni asociază în felul ăsta lucrurile. Da, de un pattern, adică încotro mergea ideea mea, că e un tipar învățat. Și că poți să îl rescrii exact așa cum l-ai învățat. Așa este. Îl poți rescrie. Realitatea e că nu e nevoie să renunți la plăcerea mâncatului. Poți face multe lucruri, multe modificări sănătoase în viața ta și plăcute în același timp. E nevoie de de ceva cunoștințe. Și poate de multe ori din experiență spun de ajutor real, adică îi pot spune unui om cum ar trebui să-și pregătească mâncarea ca să fie, să aibă un gust plăcut sau să fie plăcut de folosit. Însă de multe ori e nevoie să fii acolo lângă el și să faci cu el chestia asta să se întâmple. Știu, e interesant, dar e nevoie de multe ori să faci treaba asta. Poate totuși dacă tu ești obișnuit să mănânci în proporție foarte mare gătit de altcineva sau lucruri ambalate, doar ideea în sine, revenind la primul tău răspuns, doar ideea în sine că începi să-ți gătești acasă și folosești ingrediente integrale și le organizezi, nu prăjești, nu mergem în extrem, nu prăjești sau nu, le tratezi cu respect. Le faci la cuptor, le fierbi, le gătești pe plită, doar ideea în sine că folosești ingrediente integrale și nu exagerezi cu grăsimile și îți stabilești un profil de gust și le combini cum îți spune intuiția în momentul respectiv și te lămurești în timp exact ce și cum ar trebui să gătești. Asta e suficient? Nu știu, sau e un început bun? Doar această schimbare? Adică, mă gândesc de unde vine? Mă gândesc că pentru oamenii care ne urmăresc poate pare ceva foarte complex, că am vorbit de niște formule după care să-ți calculezi densitatea nutrienților, caloriile și poate pare ceva un pic copleșitor. Și dacă înainte de a, poate nu ai cum să apelezi la un specialist, e suficient să ai încredere în tine să faci doar schimbarea asta? Până unde te poate duce? Există o multitudine de abordări
prin care poți să, să spunem, să păstrezi, să păstrezi un echilibru. Bine, ar trebui să definim echilibru, echilibru nutrițional. Încă sunt dezbateri legate de cum, cum ar fi bine să mâncăm, ce abordare ne asigură, ne asigură optimul, ce abordare ne asigură o sănătate înfloritoare sau ne asigură longevitatea, de exemplu. Da, e o discuție foarte interesantă. Orice abordare e, poate funcționa cu condiția să poată fi susținută pe termen lung. Și atunci ne gândim la utilitatea de a modifica niște stereotipuri în viața noastră care să ne permită să susținem pe termen lung o abordare. Acum, e interesant, există un studiu pe care nu pot să-l citez acum, nu mi-amintesc exact, însă au fost intervievați, au fost intervievați oameni care au fost capabili, de exemplu, să, să scape de masă corporală de țesut adipos, să spunem, să slăbească, așa, pe scurt, și să își, să păstreze, să, să păstreze progresul pe o perioadă lungă de timp. Li s-a pus diverse întrebări legate de abordare, de emoții și așa mai departe. Un răspuns comun a fost că a fost nevoie să devină, să devină o altă persoană. A fost nevoie să devină altcineva ca să poată susține acest progres sau aceste noi obiceiuri în viața lor. Oamenii de multe ori, atunci când aleg să facă o schimbare, de fapt în spate e cumva o decizie de control și nu o schimbare de credință. Nu? Adică de multe ori îmi ies rezultatele analizelor nu tocmai cum aș fi așteptat sau am un eveniment important unde vreau să impresionez pe cineva și cumva mă motivez cumva în zona de negativ, dintr-o frică și nu, nu e o decizie, o schimbare care vine dintr-o zonă de iubire față de propria persoană. Mi-am schimbat credința, tocmai am realizat că eu sunt cel mai important și dacă eu sunt bine, toată lumea în jurul meu e bine și pe mine mă am în viața asta și hai să fac ceva. Nu pot să fiu în echilibru dacă nu mă hrănesc cum trebuie și dacă nu mă mișc. Practic asta, nu? Pentru că controlul ăsta este limitat. Ne putem controla o perioadă de timp după care pierdem controlul și ce se întâmplă? Nu, dar chiar e o întrebare, adică ce se întâmplă? Adică dacă tot încerci diverse diete, diverse formule pe care nu le poți susține pe termen lung și unele dintre ele poate chiar drastice, exact cum ziceai și tu, sunt schimbări bruște și le poți menține, tu știi mai bine cât poți să mergi pe calea asta, 6 luni? Cât e așa, average? 5 luni, 6 luni, 7 luni? Depinde de abordare, depinde de dietă, da. Și ce se întâmplă? Dacă tot faci ping-pongul ăsta așa, ce se întâmplă? Care sunt efectele secundare? E important să începi pentru că, da, e o experiență sau ai parte de experiențe pe care le-ai putea pune la un moment dat într-o structură coerentă pentru tine. Și ai putea la un moment dat să schimbi fundamental lucrurile în viața ta și să o iei pe altă cale relativ la acest. Am nenumărate exemple de genul ăsta cu clienți, pacienți de-ai mei care au tot oscilat între o zonă și cealaltă și în cele din urmă s-au prins cam cum ar trebui să pună lucrurile la un loc și să creeze ceva durabil pentru ei. Și care e ingredientul? Unde se produce declicul? Cum treci de la un mindset la celălalt? Ar trebui să poți pune degetul pe ceva, să spui, băi, uite, asta ar putea să funcționeze. Realitatea e că sunt mai multe lucruri care ar putea funcționa.
De exemplu, ai putea să abordezi situația strict nutrițional, să spui, ok, voi crește cantitatea unui macronutrient în dieta mea, cantitatea de proteină, de exemplu. Și să observ că, făcând asta, nu ai nevoie de alte lucruri pe care obișnuiai să le introduci în dieta ta și de care nu erai neapărat foarte mulțumit, sau o să constați că vei putea mânca mai puțin. Pentru că proteina îți va crea acea senzație de sățietate, de satisfacție, și da, nu va fi nevoie să adaugi altceva. Un alt aspect interesant, antrenamentul fizic crește sensibilitatea receptorilor legați de sățietate. Deci schimbă chestii în creierul tău și, bineînțeles, creierul tău va percepe sățietatea mult mai bine, mult mai corect. Asta e o chestie interesantă, de asemenea. Deci, efortul fizic, bineînțeles, efortul fizic poate fi asociat cu managementul greutății corporale, așa, din multe perspective, însă asta este una dintre ele, o perspectivă interesantă. Crește sensibilitatea receptorilor la sățietate. Adică înțelegi mai bine dacă când e nevoie să te oprești din mâncare, dacă faci sport. O să intru puțin așa într-o zonă controversată. Vedem ce este. Aceasta a consumului de proteină. Uh-huh. Exact ce m-ai adus în discuție mai devreme cu dieta longevității, că acum este și un subiect foarte popular cu acest bestseller și avem și un serial mai nou pe Netflix care a devenit și el foarte popular, care analizează dieta și, mă rog, mai multe. The Game Changer? Sau la ce? Nu, acela cu Blue Zones. Ok. Cu zonele albastre în care sunt concentrația cea mai mare de persoane care depășesc vârsta de 100 de ani, fiind într-o formă foarte bună. Adică, okay. Cumva aici consumul de proteină nu este atât de important, nu este considerat a fi atât de important. Longevitatea poate fi asociată, sunt studii despre chestia asta, cu restricția proteică. Păi bun, ce te întreb? Păi și cum atunci? E bine sau nu e bine? Sau cum facem? Abordarea asta legată de creșterea cantității de proteină poate fi mai mult sau mai puțin temporară. Poate fi temporar, poate fi o abordare inițială. De exemplu, asta ar fi una dintre idei. Ar putea fi o abordare inițială și apoi, pe măsură ce vom reuși să modulăm felul în care ne descurcăm cu alimentele, astea integrale de care povesteai, acasă, pe măsură ce ne cresc abilitățile de a le gestiona, de a le găti, putem să ajustăm cantitatea de proteină corespunzător. Deși e anevoios, aș spune. Adică poți face asta, sigur că da, dacă intri în detalii. Ok, hai să vedem câtă proteină consum în fiecare zi. Aș putea să scad cantitatea de proteină, aș putea să scad. Asta presupune să scad probabil cantitatea totală de energie pe care o consum într-o zi, sau nu, să mănânc probabil mai mulți carbohidrați sau grăsimi, nu? Că trebuie să înlocuiești cu ceva cantitatea de proteină pe care o scoți. Hai să zicem carbohidrați, sau hai să zicem grăsimi, sau hai să zicem carbohidrați cu grăsimi, că e mult mai interesant să mănânci chestii care au și grăsime și zahăr în același timp. Doar că, ce să vezi, asta te duce din nou într-o zonă în care nu te mai simți sătul și îți dorești să mănânci mai mult. Și îți dorești să mai mănânci acea combinație de grăsime cu carbohidrați. Așa, și eventual să o mănânci și când stai și te uiți la televizor și mănânci niște popcorn sau whatever. Așa, sau când te plictisești, sau când ești supărat, sau când... În blue zone, în aceste blue zone-uri, găsești
alimentele astea procesate sunt, nu sunt folosite. Astea le și transformă pe zonele astea în niște zone aparte. Că nu a intrat industrializarea în zona aia. Oamenii mănâncă în continuare ce cultivă, au mici grădini organizate de ei, așa, pe care le îngrijesc până la adânci bătrâneți și mănâncă ce cresc în pământ, ce crește în pământ. Aproximativ. Chiar așa. Bine, fac și trocuri, în fine. Cert este că cam asta e. Adică cam au păstrat obiceiurile de acum 100 de ani. Da, nu pot comanda, nu pot face comandă la diversi. Da, să le aducă mâncare gata gătită, știi? Deci se vor limita la ce crește în pământ. Odată ce ne-am stabilizat, cam câte abateri ne putem permite într-o săptămână? Câte mese așa nu tocmai echilibrate ne permitem? Păi, aici e întrebare bună. Nu e nevoie să fie dezechilibrate mesele astea. Pot fi perfect echilibrate și poți păstra ideea de farfurie cu jumătate de farfurie alcătuită din ceva sățios, să zicem proteină, că e animală, că e vegetală, așa, și în cealaltă jumătate poți să ai inclusiv o combinație de asta de zahăr cu grăsime, prăjitură, tort sau ceva. Atâta timp cât se încadrează în cantitatea zilnică de energie de care ai nevoie. Inclusiv, scuză-mă, aș vrea să adaug ceva aici, inclusiv alcoolul poate face parte dintr-o dietă echilibrată. E o toxină, sigur, e de dorit să o eviți pentru că poate crea dependență sau stările pe care alcoolul ți le oferă pot crea dependență, dar alcoolul are 7 kcal pe gram. Dacă nu depășești cantitatea de energie într-o zi consumând alcool, asta înseamnă să-ți asumi inclusiv efectele pe care alcoolul le are asupra creierului tău, adică te lasă, te determină să lași garda jos cumva sau să zicem pui pe pauză folosirea altor nutrienți, e ok să introduci, poți să introduci cantitate limitată de alcool. Deci, două scenarii. Știu că la prânz urmează să merg la o aniversare unde va fi multă pizza. M-am tot lovit de situația asta cu aniversările copiilor unde există doar pizza. Deci cumva mă preocupă, îmi dau seama că it's a thing. Ai varianta în care faci fasting până la ora 2 și apoi mănânci pizza. Este o variantă bună sau este o variantă pe care nu ne-o dorim? Mănânci 3 felii de pizza, ok, nu vorbim acum că mănânci 2 pizza. Dacă vorbești de o situație particulară, cred că ne-am împiedicat de ciotul ăsta. Dacă vorbim de o situație particulară... Și în weekend întotdeauna apar situații particulare pentru toată lumea. Deci cumva, știi, cumva în weekend întotdeauna ai ceva care te împinge spre o excepție. Ok. Poate fi sigur o abordare, atât timp cât, dar asta cu postul este abordarea oamenilor care au această plăcere, plăcerea de a mânca, așa, și pentru care mâncarea e un stimul puternic și important și aleg abordarea asta. E mai bine să nu mănânc. Nu pot să mănânc așa câte puțin sau nu pot să am o abordare structurată asupra dietei și atunci aleg să nu mănânc nimic o perioadă lungă de timp. Fasting se cheamă, uh-huh. Să se cheme. Bun, fasting, să-i rămână numele. Și nu mănâncă nimic și în perioada aia în care au, în fereastra aia în care mănâncă, vor consuma probabil, Doamne ajută, mai puține calorii. Deci sau nu. Și atunci abordarea asta cu fastingul poate să fie nesemnificativă.
sau ineficientă. Alte studii interesante legate de distribuția meselor, distribuția nutrienților la mese, este legată de cantitatea de să-i spunem proteină, pentru că tot am vorbit despre asta, cantitatea de proteină, distribuția cantității de proteină între două sau mai multe mese, două, trei mese, sau folosirea întregii cantități sau cei mai mari cantități la o masă. Bineînțeles că fastingul reprezintă un element limitativ în ceea ce privește alegerea asta. Dacă ții fasting, dacă ții post, nu-ți rămân foarte multe mese. Ar trebui să-ți rămână două, dacă forțezi trei, dar în general poate rămâne una. E mai puțin eficientă distribuția la o singură masă a nutrienților decât distribuția la două mese sau trei. Minim două ar fi, să spunem, minimul. Deci, depinde să nu mănânci, să ții post, să mănânci pizza primul lucru. Așa. Când vei începe să mănânci, poate fi o abordare. Dar e... Într-o situație poate să nu fie în alta, depinde. Dar are importanță dacă, nu știu, după ce am această perioadă lungă de repaus alimentar și vin direct cu carbohidrați, uh-huh, la modul acesta, e dăunător? Se transformă în depozite direct? Grăsimea, bineînțeles că are, se poate depozita nelimitat, are loc nelimitat în celule adipoase. Carbohidrații se pot depozita și ei într-o oarecare cantitate, 400-500 de grame în ficat și mușchi. Proteina, ca idee, ea nu se depozitează. Unii ar spune că s-ar depozita în mușchi, nu e irrelevant. Iar acele pooluri de aminoacizi sunt, ea nu, în principiu nu se depozitează. Dacă ce mănânci nu depășește cantitatea de energie de care ai nevoie, pe care o poți consuma într-o zi, nu e cazul să-ți faci probleme că ai mâncat pizza primul lucru după fasting. Ține doar de felul în care te poți simți dacă faci treaba asta. Și aici e o discuție complexă, pentru că enzimatic, dacă te-ai obișnuit dacă te-ai obișnuit cu o anumită rutină, dacă te-ai obișnuit să mănânci, de exemplu, proteină și grăsimi primul lucru în zi, s-ar putea ca consumul de carbohidrați să-ți creeze o stare diferită, un pic neobișnuită. E posibil. Atunci ar fi mai eficient să mâncăm proteina înainte? Eu aș prefera. Adică mâncăm o omletă înainte să mergem undeva și doar atât? Nu știu, mă gândesc. Ar fi o variantă. Ar fi o variantă mult mai bună. Asta îți va limita și cantitatea de pizza pe care vei mânca. Nu știu dacă e neapărat un lucru bun, pentru că e pe principiu, hai mai ia, te rog, dar nu, te rog, nu accept un refuz, da, te rog. Dacă știm că urmează o perioadă, un moment de exces alimentar, asumat, adică îmi doresc să am această experiență culinară, nu știu, am rezervat o cină la un restaurant, unul dintre cele mai bune restaurante din lume, și voi avea parte de un meniu de degustare cu 25 de feluri. Vreau să mă bucur de asta. E asumat. E ceva ce pot face înainte, în timp ce sau după, să-mi ajut organismul să gestioneze mai bine cantitatea mare de alimente ingerate? Depinde în ce constă acel meniu. Nu ești de acord cu recomandarea făcută, nu? Bă, da, sunt de acord, dar acel știu meniu... Știu că mai studiat între timp. Acel meniu constă în, bănuiesc, multe alimente care pot constitui o masă completă, nu? Da, clar. Poate fi singura masă a zilei, dacă e suficient. Dacă nu e suficient, poate fi modulată de una sau două sau... Bine, asta o altă masă, ea mea a dat seama că poți merge la o nuntă sau ceva de genul ăsta și poți. Vrei să te bucuri, acolo să zicem poate mai, și vrei să te bucuri, nu știu, sunt niște persoane apropiate. Bine. Da, la nuntă renunț în general la carnea tocată, pentru că nu știu proveniența, ca idee. De obicei mănânc peștele, poate puiul, cu cei câțiva cartofi de lângă.
așa, sau orez sau ce e pe acolo. Și cam asta e. Și renunț la celelalte lucruri. Deci selectez ce mănânc. Asta la nuntă, că așa la nuntă, restaurant. Da. Restaurant nu selectezi, dar ok, am înțeles. La restaurant nu poți selecta. Cum echilibrăm cantitatea de mâncare cu nivelul de mișcare pe care, nivelul de efort fizic pe care îl depunem într-o zi? Păi, cum spuneam, în general se echilibrează între ele. Efortul fizic îți crește sensibilitatea la sățietate, la stare de sățietate. E util să te hrănești conform efortului fizic pe care îl depui în fiecare zi. Cât sport ar trebui să facem într-o săptămână, să zic, și ce tip de sport? Ar trebui să alegem, din punctul meu de vedere, ar trebui să alegem forma de activitate fizică care ne aduce cele mai multe beneficii pentru timpul alocat. Și asta este exersarea contracției musculare, aș spune. Nu i-aș spune nici antrenament de forță, nu i-aș spune nici... Aș putea să-i spun antrenament de forță, care să fie, ca să fie mai simplu. Sau de creșterea masei musculare. Sau aș exersa felul în care articulațiile noastre se mișcă și, dacă e cazul, cu rezistență suplimentară. Ce rezultate putem obține și ce riscuri există dacă decidem să lucrăm singuri, luându-ne informațiile, nu știu, de pe YouTube, de pe Instagram, aplicații dedicate? Realitatea este că mi-am schimbat un pic opinia de-a lungul timpului legat de acest aspect. Pot exista riscuri, adică poți alege să faci lucruri nepotrivite pentru tine, riscuri există. Aș fi spus că nu e atât de important, important e să faci ceva. Realitatea este că, așa cum bine spuneai, există un gradient legat de acest aspect, în sensul că poate fi bine inițial, dar dacă continui într-o direcție nefavorabilă, să spunem, arhetipului tău, adică, nu știu, felul în care gestionezi tu centrul de greutate, așa, posturii tale, aș simplifica, deși e incorrect spus, postura este ceva dinamic, postura fundamentală reprezintă felul în care un individ gestionează centrul de greutate, dar dacă te duci într-o direcție nepotrivită pentru tine, poți ajunge la o fundătură din care e mai complicat să ieși singur. Ar trebui să apelezi la un specialist. Deci îți poți face rău, depinde cât de mult insiști într-o direcție. Și atunci alternativa sănătoasă de mișcare, în lipsa unui specialist, ar fi ce? Mers, nu știu, grădinărit, not, nu știu. Mersul ar trebui să fie, nu există o alternativă, adică nu aș merge pe ideea de alternativă. Antrenamentul cu rezistență suplimentară are efecte multiple legate de imunitate, sănătate a oaselor, articulațiilor, sănătate mentală, sănătate a cordului, sistemului cardiovascular și nu numai. Deci are metabolism și așa mai departe. Are efecte multiple benefice. Unele dintre ele imposibil de obținut altfel. Un exemplu care îmi vine în minte acum este legat de osteopenia în cazul femeilor la menopauză, care poate fi combătută, poate fi combătută și hormonal cu diverse tratamente, dar
În afară de abordarea asta, singura abordare care funcționează este cea legată de antrenamentul de forță cu rezistență suplimentară. Însă, în afară de asta, m-aș asigura că merg cel puțin, nu știu, cel puțin 10.000 de pași pe zi, pe jos. Indiferent ce fac. Indiferent ce tip de antrenament aleg să fac. O să ne oprim aici, o să întreb pe tine dacă ai vrea să mai adăugăm ceva așa ca recomandare de final. Recomandarea de final ar fi cea cu care cred că am și început. Nu aș despărți fiziologia de psihologie în nicio situație. Deci dacă suferi profund în timp ce faci, ce produci modificări în viața ta sau în timp ce modifici stereotipuri din viața ta, aș încerca să schimb abordarea. Deci dacă vrei să faci modificări de stil de viață și suferi în procesul ăsta profund, nu ești pe calea cea bună. Am și așa niște întrebări, un set de 5 întrebări flash personale despre legate de mâncare și sport, dar tot așa, super rapid. 5 întrebări flash. Fără nuanțe. Care este alimentul pe care îl consumi în fiecare zi? Carnea, evident. Cum te simți după 3-4 zile de repaus? 3-4 zile în care nu te antrenezi? Anxios, deprimat. Da, anxietatea și depresia sunt alte stări amendate de antrenamentul de forță. Ce nu ai mânca niciodată? Nu există. Aș încerca orice, nu. Care este preparatul pe care ți l-ai dorit pentru ultima masă? Cred că aș prefera să nu mănânc nimic. Să-i bună. Da, cât sport face specialistul într-o săptămână? Cât ai antrenat? 3-4 ore, 5, între 35 ore, aș între spune. 35 ore pe săptămână? Mhm. Îți mulțumesc tare mult, Cătălin, pentru discuția de astăzi. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Pe curând!